Furăitul afectează 40% dintre femei și 60% dintre bărbați. În majoritatea cazurilor, sfărăitul este lipsit de consecințe negative în privința sănătății, însă poate deveni un coșmar pentru partenerul de cuplu. Conform jurnalul.ro, unii recurg la dormitul în camere diferite pentru a avea un somn liniștit sau pentru a evita certurile din cauza sfărăitului. Cu timpul, cel care sfărăie devine insuportabil pentru partener. Relația sentimentală se deteriorează și uneori se ajunge chiar la despărțire. Un studiu realizat de Societatea Britanică de Somnologie confirmă efectele sfărăitului asupra vieții de cuplu. Aproape 75% dintre participanți au declarat că problemele de somn și sfărăitul le-au ruinat căsnicia. Jumătate dintre ei au recunoscut că au fost obligați să doarmă în paturi separate. Bărbații sunt predispuși la sfărăit pentru că, din punctul de vedere al conformației feței și a faringelui, ei au o predispoziție spre îngustarea acestor căi. Femeile sunt protejate hormonal contra sfărăitului până la vârsta menopauzei, după aceea fenomenul fiind des întâlnit și la ele. Profesor dr. Florin Mihălțan, specialist în somnologie și șef de clinică la Institutul de Pneumologie Marius Nasta, precizează că sfărăitul simplu, fără complicații, este generat de obicei de obstrucție la nivelul căilor respiratorii, începând de la nas până la faringe. Vinovate sunt numeroase cauze obstructive din sfera ORL, polipi de viații de sept, sinuzite, malformații ale căilor respiratorii, îngroșări ale mucoasei căilor aeriene. Situația se complică dacă sfărăitul este un simptom al sindromului de apnee în somn. Acesta se caracterizează prin opriri repetate ale respirației, inclusiv opriri din sfărăit de mai mult de 10 secunde apărute în timpul somnului. 4-6% dintre cei care sfărăie suferă de sindromul de apnee în somn, relatează jurnalul.ro.